Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar în episodul de astăzi vreau să aflu răspunsul la o întrebare importantă. Să zicem că vrei să-ți cumperi un SUV și să zicem că nu știi dacă să alegi între motorină, benzină sau hibrid. Benzina consumă mult, așa că alegerile, cel mai important rămân între diesel versus hibridă. Și te gândești, bă, da, ok, hibrida consumă mai puțin în oraș. Bă, dar la drum lung ce fac? E bine, în episodul de astăzi o să încerc să răspund și eu la această întrebare pentru că sunt foarte curios să văd cât consumă la drum lung o Toyota RAV4 2.5 hibridă, mașină pe care o avem de la Spotwheel, în leasing operațional pentru persoane fizice. Mașina are 74.000 de kilometri, e 2016, tracțiune față și este cu o cutie ECVT. Abia am luat mașina, iar primul drum pe care vreau să-l fac este din zona Pipera, mă duc în Otopeni și apoi am de făcut un drum la Craiova, după care trebuie să mă întorc. Și o să alimentez de aici, din Pipera, apoi mă întorc în zona mea și mai alimentez o dată să fac consumul la pompă, să văd bă, cât consumă mașina. Eu o să fiu astăzi cam în grabă, așa că nu știu dacă o să fie cel mai bun exemplu, dar până la urmă mulți șoferi sunt în grabă, o să încerc să respect cât de mult se poate limitele legale, dar probabil o să merg cum merg eu de obicei, când un pic mă grăbesc. Hai să dăm drumul la treabă! Bun, așa arată și raportul Car Vertical pentru mașina asta. Îmi place că există poze și există la începutul raportului. Nu vreau să descarc raportul. Așa. Așa, și cam așa arată mașina la Spotwheel, așa am văzut-o și noi prima dată. Și ne-am gândit, bă, ne-ar plăcea așa ceva, să testăm. Așa, kilometraj, sunt 7 înregistrări ale kilometrajului. Ia uite, 2017. Foarte, foarte fain. Așa, în ultima perioadă se pare că mașina a cam stat. Și, a stat deja aproape un an, de la 74.000 de kilometri. Așa, să dăm mai departe. Situație financiară, nu s-a găsit înregistrări. Îmi place că de data asta în noile rapoarte Car Vertical apare și sursa de date. Daune, a fost avariat odată, dar nu se știe. În Germania. What? Aici nu înțeleg exact ce s-a întâmplat. O fi fost acolo? Habar n-am. Nici nu știu din ce țară este mașina. Bine, dar având în vedere că sunt multe date aici cu privire la kilometraj, mi-aș imagina că mașina este de România. Da, nu știu sigur. Așa, necunoscut. Și ia uite, avem aici multe informații despre motorul termic, cutie automată, bine, ECVT. O luăm pe stânga, descriere motor, HEV, Hybrid Electric Vehicle și echipare. Deci raportul ăsta este destul de bun, are multe informații. Vreau să vă zic că la Toyota, până și capacul ăsta pare ieftin, pare dintr-un material, nu știu, o tablă subțire ieftină, e ciudat. Sunt curios câți litri o să intre acum. Au intrat atâți litri, până la al treilea click, adică am băgat așa până când am simțit că nu mai poate. 45 de litri, cred că rezervorul este de maxim 50 de litri la mașina asta, deci nu e foarte mare. Bun, între timp am și pornit și am vrut așa să vă arăt din start la ce e bună mașina asta. Uite la treburi din astea este foarte bună mașina asta, când prinzi ambuteiaje. Acum, de exemplu, am mers până aici, am mers puțin cam nebunește. Pentru că v-am zis, sunt în grabă astăzi și acum mergem în modul full electric. La viteză mică de, uite, 20 de km pe oră, printre camioane, pe lângă nu știu ce. Și mașina consumă din ce în ce mai puțin, adică o să ajung cu un consum foarte bun. Dacă eram cu Skoda Superb 2 litri 280 de cai, acum eram sigur pe la un 17%, da, mai mult de 17%. Așa, dragilor, acum plec de la verificarea unei Dacia Jogger din Otopeni. Foarte, foarte mișto mașina, o să vedeți episodul, e foarte, foarte interesant. Așa, dacă tot suntem la drum lung cu mașinuța asta, m-am gândit să vedem cum se comportă și pe un test de accelerație. O să
încercăm să facem un 0-100. Eu n-am înțeles niciodată oamenii care, nu știu dacă se văd acolo în oglindă, dar nu aprind farurile. N-aprind farurile, nici la din spate n-are farurile pornite. Și uite cum e vremea, plouă, mașinile aruncă cu muzgă în spate și nu mai vezi nimic, nu vezi în spate. Ce pot să vă zic așa la prima iterație este că mașina este gălăgioasă, chiar la 140 la oră, o Skoda Superb este peste, e mult mai bine izolată, e peste, dacă nu chiar cu mult peste. Mie mi se pare că Toyota asta este chiar sub un Ford Focus ca nivel de zgomot. Pur și simplu, mie mi se pare că e multă gălăgie în mașinuța asta și nu prea vrea să fugă, nu prea vrea să meargă, nu prea... Da, e un pic cam enervantă. Clar nu pot merge cu viteze prea mari. Așa, cred că îi place așa un 120 poate, dar în orice caz nu e mașină de mers cu 160-180, clar nu, deci în zona asta cu Toyota nu. Plus că, nu știu, direcția nu mi-e, nu știu, se bălângăne așa cumva, nu-mi dă un feeling de siguranță. 11% atât consumă deocamdată la 140 la oră. Bine, și n-am mers constant cu 140 la oră. Uite, am mers mai lent. Da, cred că am mers maxim cu 140 la oră. Pe consumul ăsta l-am avut cu Skoda Superb. Ăsta a fost consumul mediu la drum lung. București, Râmnicu, Vâlcea, nu mai știu pe unde am fost. Bă, și-am călcat-o. Am condus ca un golan. Nu am mers cu 140 la oră. Și a consumat mediu 11%. Păi asta, nu știu ce mă fac. Și acum merg constant cu ea, dacă mă apuc să accelerez, uleu, mi-e frică. Așa, haide că am făcut o pauză. Consumul a ajuns la 10,9 litri la 100, am o viteză medie de 80 și ceva de kilometri pe oră. Să-i opresc. Mie mi se pare un consum foarte mare. Nu cred că ajung până la București. Încă nici n-am ajuns la Craiova. Nu cred că ajung până la București cu un plin. Bă, pentru o mașină hibridă, tracțiune față, are o tonă 600. Deja începe să nu-mi placă mașina asta, pentru că nu are alte calități care cumva să o... Bă, consumă mult, dar e frumoasă. Nu, e urâțică. Bă, consumă mult, dar bă, n-auzi nimic în mașină, este super silențioasă sau se conduce super bine. Nu. Ce face până la urmă? Adică dacă nici consumul nu-l scoate bine. Bine, la drum lung, dar n-am mers tare. Am mers cum aș fi mers normal. O Skoda Superb 2.0 280 de cai, v-am zis, ar fi scos la stilul ăsta de condus un 9,5-10%, că am călcat-o de câteva ori, dar clar mai puțin decât Toyota asta. Cam dezamăgire până acum, sincer. Bine, dar e fiabilă. Asta o scoate, frate, e fiabilă. Bun, acum merg cu fix 130 de km pe oră. Asta este consumul. Avem 10,8. Și suntem în modul eco, nu știu cât. N-avem o rotație, n-avem nimic, o turație pe minut. Da, e mai bine decât 11, 10,8. Bine, dar mergem încet. Cred că acestei mașini îi place să meargă așa cu poate 100 de km pe oră la drum lung. Hai să zicem 130 e maxim ce se simte bine. Mai mult de 130 nu cred că... Cam așa este până acum. Și parcă a devenit și mai silențioasă decât la 140. Adică diferența este notabilă.
Intrarea în Craiova. Traficul așa. Și consumul 10,5. Hai că mai scăzut, pentru că în ultima perioadă traficul a fost așa. Când traficul este așa, nu știu dacă se vede, Toyota asta câștigă. Pe când dacă n-ar fi hibridă, ar pierde. Deci cumva, mie mi se pare că mașina asta, dacă o ții cu până într-o 130 la oră pe autostrăzi, nu faci depășiri, urci o pantă așa mai lentuț și locuiești în zona aglomerată, este ce trebuie. Dacă vrei mai mult, nu-i ce trebuie. Asta e concluzia mea intermediară. Ok, aici nu știm ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat ceva. Înapoi la ale noastre, 10-4. Bă, deci consumul scade pe metru ce trece. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar astăzi vreau să ne gândim. Dragilor, este deja mâine în excursia mea. Așa arată consumul acestei Toyota RAV4. 10,4 litri la 100 de kilometri. Mie mi se pare foarte mult. Am consumat ceva mai mult de jumătate din rezervor. Probabil va trebui să alimentez la întoarcere. Acum că tot avem loc, punem ăsta în sport. Ăsta în sport, să vedem. În cât timp ajunge Toyota asta de la 0 la 100? De la 60-120, 80-140 și în cât timp face 400 de metri. Așa, deci avem acum niște cifre. 0-100, 8,4 secunde. Interesant. 60-120, 7-5-5. În 16 secunde ajunge, face 400 de metri și 80-140, 9-74. Nu-i rău deloc. Am făcut 3 lansări. Până la urmă, timpii ăștia nu sunt chiar așa de răi. Acum, la ultima lansare, a scos 8,73. Ceea ce nu e așa de rău. Sunt curios, oare un Passat 2 litri TDI cât scoate? 2.0 cu DSG, 143 de cai. Cred că e mai lent un pic Passatul. Și sunt curios, un Tiguan de 190 de cai. Da. Ce pot să vă zic sigur este că această mașină este mai rapidă decât un BMW X3 2.0 diesel 190 de cai. Ăla scoate înspre 10 secunde. 8.73 este un timp foarte bun. Și 8.41, pentru că înainte a scos 8.41. Așa, noi ne apropiem de Pitești și mai am o bucată de rezervor, dar nu așa de mare. Cred că o să alimentez la Pitești ca să nu risc așa pe autostradă ca nebunul. Și cam aia o să fie. Vedem cât consumă. Bun, deci o să pun același tip de carburant. Am folosit Max Motion ăsta 100. de litri. Bun, Toyota asta este foarte enervantă, își șterge singură. Nu știu exact să citesc consumul, iar aici pe display-ul ăsta înregistrează, dar nu mai poți da click. Update, past record. Da, mi se pare un sistem extrem de enervant. Foarte, foarte enervant și foarte frustrant.
Pentru că nu poți să vezi efectiv, ok, câți kilometri ai mers și cât ai consumat. Așa că abia când ajung acasă o să pot să mă uit pe ce am filmat și atunci o să pot să văd exact câți kilometri am mers și cât am consumat. Deocamdată consumul pe care, la care mă gândesc în mod oficial este de 10,2 litri la 100 de kilometri. Am plecat de la OMV, din Pipera m-am dus în Otopeni, după care m-am dus la... am verificat o mașină în Craiova, după care am rămas în Craiova, am mai mers puțin pe acolo și astăzi m-am întors și acum sunt la OMV în Pitești. Deci cam asta a fost tura, mai aveam remaining value pe calculatorul ăsta al Toyotei, care e foarte enervant, mai erau 90 de kilometri și am zis, bă, nu vreau să rămân fără benzină pe autostradă. Cam ăsta este episodul de astăzi, dragilor. L-am început cu o cameră, îl termin cu o altă cameră. Consumul ăsta este mare. Mie mi se pare un consum mare pentru o mașină hibridă, în condițiile în care n-am alergat-o. Am avut viteza medie, bine, acum nu se mai vede aici viteza medie. Viteza mea medie a fost de 65 de km pe oră. N-am călcat-o, am avut câteva accelerații, am făcut 3 launch controluri. Launch controluri. De la teste de la 0 la 100, să nu exagerăm cu toiotica asta. Am mers cu aerul condiționat pornit, dar 10,2 litri la 100 ar fi scos și Skoda Superb de 280 de cai. Bă, și una este să mergi cu hibrida de 197 cumulat și alta este să mergi cu 2.0 TSI de 280 de cai. Mie personal, mi se pare un fail, un epic fail pentru această Toyota hibridă la drum lung. Cred că ar trebui să facem un test să vedem cât consumă efectiv în oraș, într-un mers de zi cu zi, pentru că la drum lung, sincer, m-a dezamăgit. Bun, acestea fiind spuse, ce părere aveți voi despre acest test pe care l-am făcut? L-ați face diferit? Sunteți de acord? Sunteți surprinși? Aveți Toyota de astea? Ce consumuri scoateți voi? Eu am avut cauciucuri All Season, or fi influențat și astea ceva. Am fost singur în mașină pe toată durata testului, n-am exagerat, m-aș fi aștepta să consume mai puțin, dar, bă, it is what it is. Dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi, mulțumesc că v-ați uitat la acest episod cu mașina potrivită. Dacă aveți sugestii pentru mine în viitor, pentru că vreau să testăm și cealaltă mașină a noastră, Mazda, și apoi să facem un test comparativ, să mergem cu ambele mașini fix pe aceeași rută. Dacă aveți alte sugestii, vă rog să mi le ziceți în secțiunea de comentarii sau să-mi scrieți pe WhatsApp. Și mulțumesc că sunteți clienți, mulțumesc că sunteți subscriberi și până data viitoare, dragilor, din benzinărie, din Pitești. V-am salutat. Pa, pa!